Artistul Gabriel Dorobanțu reușește să ne uimească de fiecare dată cu ambiția sa și vrea să învețe engleză, iar pentru asta și-a luat meditator. Felicitări și bine ați venit! Salutare, bun venit! Da, mă uimiți voi cu asemenea intro pentru emisiune. Nu mi-am luat un meditator. Am solicitat unui profesor să mă ajute să-mi reîmprospătesc cunoștințele. Așa? Dar să știi că e grozav, pentru că am descoperit că mergând în vacanță și vorbind engleza pe care o știu eu, nu mă înțelegeam cu nimeni. Nu pentru că domn profesor nu știe să-mi predea. Corect. Noi facem o discuție permanentă. Așa. Și e chiar folositor. Dar știi, vorbeau cuvinte de ale lor, cuvinte inventate și mai ales din mâini totuși. M-am gândit, zic, Doamne, ce învăț eu? De ce dau banii? Da? I-am spus profesorului, dar... Și el ce a zis? Păi m-a încurajat, a zis, mai dă bani în continuare, mai dă bani în continuare să iasă, da. Să iasă, da. Dar cât de bine, cât de bine vorbești engleză acum? Nu mă pune să vorbesc acum, că o să mă judece toată lumea. Nu te păi așa, ca să iau tramvaiul sau să-mi cumpăr bilet, știu și eu, nu? Trebuie. Păi da. Adică... Și să mulțumesc spectatorilor, dacă trebuie să cânt într-o țară străină, exact, să nu fac de rest. Exact. Da. Și mai ales acum toată lumea vorbește pe Instagram în engleză, mă înfior. Și da, trebuie ca să știu să spun, sunt bine, este o zi minunată. Dar de cât timp faceți lecții? Eu am făcut în școală 8 ani și acum fac în a doua școală a vieții, exact. Da, alți ani de limba engleză. Dar să știți că sunteți un exemplu, pentru că pe tot parcursul vieții trebuie și obligatoriu pentru noi să învățăm lucruri noi. Adică mă uit și la mama, mama învață grămadă lucruri. Da, mă simt obligat și mă instruiesc tot timpul ca să nu rămân în urmă. Îți mulțumesc din suflet. Cu drag. Dar cursurile astea sunt în format fizic sau online, ca cum, mă rog, e și moda asta să poți să faci, adică, cursuri. Cum, pe figur, pe, cum, nu? Nu, pe calculator, să zicem. A, sunt și online, da, dar acolo nebunești, pentru că Pete is busy este de 200 de ori și m-am săturat să-l văd pe la ocupat tot timpul. Nu se poate. Da, corect. Da. Cel mai bine. Și e sub forma unei discuții, nu un fel de dialog. Așa cum vorbim noi acum, da? Vorbim tot ce am petrecut în weekend, okay, sau ce am făcut peste zi. Și atunci când formulez sau când, nu știu, formulez o frază greșită sau o propoziție, da, sau nu știu, un cuvânt, îl întreb și el spune nu, cum se zice. Domnul profesor are o nuielușe și îmi dă peste online. Da, online. Online, da. Bravo. Dar apropo de Turcia, pentru că ați menționat, ați fost în vacanță recent? Nu, acolo n-am fost încă în vacanță. În viitor apropiat mă gândesc dacă o să ne lase să ajung și pe undeva. Chiar am vorbit mai înainte, da, și să știi că sunt fan vlogger de călătorii. Da, mă uit tot timpul să văd unde mi-aleg, unde mă duc, dar nu ca cei care fac vloggerele alea, pentru că ei fac un mare sacrificiu și trebuie să fii foarte deștept. Eu nu sunt atât de deștept. Pentru că trebuie să te documentezi foarte bine cum ajungi, unde ajungi, dacă noptezi, dacă nu, cât costă, cât nu, exact, costă. Exact. Da, eu îi felicit. Mă uit la Costin și la Luminița. Așa. Sunt din Republica Moldova, un băiat foarte deștept care știe să facă vlog cu mare preocupare ca să te convingă să te duci, păi, ca ei. Dar ei merg în destinații de-astea exotice, atipice, nu? Să le, da, spunem. Da, nu neapărat. Nu neapărat. Merg unde merge toată lumea, dar ei merg după metoda lor, așa, ca un tânăr care vrea să descopere lumea cu un rucsac în spate. Cu... Da, adică, da, nu într-un resort. Nu. N-au fost și în resort, dar, cum să spun, își găsesc cala totdeauna să ne arate cum e acolo și cum e dincolo. Așa, corect, că... corect. Dar ce gen de vacanțe preferi, dacă e să alegi? Astea gen cu rucsac în spate sau într-un resort, stat la soare și relaxat, pur și simplu? Pot și cu rucsac în spate, dar încep să am prea multe griji. Și când îmi fac foarte multe griji, deja nu mai este vacanță. Asta cu resortul mă încântă, pentru că stai degeaba acolo. Da. Dar totdeauna îmi ocup timpul, pentru că nu neapărat trebuie să stau acolo. Eu, corect, trebuie să merg, să văd, să vizitez, să mă înscriu în excursii, să le fac și să mă scol chiar și la 4 dimineața să ajung la Pamukkale. Corect. Să te duci până acolo, îți trebuie timp. Dar cum arată bagajul dumneavoastră de vacanță, de călătorie? Vrei să știi tot? O să spun. Da, sunt curioasă să văd. Oricum, nu ca la voi, pentru că voi mai aveți
puțin și vă luați și patent cu foarte voi, adevărat. Da, ca să nu deschideți te știi niciodată ușile. Pe unde ajungi, ce te întâmplă, poate pică curentul și ai umblat în vreo geantă de femeie? Nu, dar am... Vai să nu umbli, nu, s-a întâmplat să văd așa, curiozitatea m-a împins. E o ladă de scule acolo. Exact. Da. Îmi iau, să știi, îmi iau ce-mi trebuie, strictul necesar, am oroare să car bagaje, mă uimește când văd la check-in lumea cu bagaje imense, sute de kilograme, da. Eu am până în 18, bun. Când mă întorc am mai mult, mai îmi cumpăr câte ceva, da. Păi da. Un dulce, un rahat, un radio, da, un papagal. Nu, ăsta suveniruri sau tot felul nu de mi-au, chestii? Nu mi-au suveniruri, nu vreau să mai am, nu trăiesc din amintiri, eu trăiesc azi și în viitor foarte pentru frumos. Toată lumea, da. Da. Dar sunt foarte atent ce mi-au la mine, nu știu să petrec, prin urmare nu mi-au îmbrăcăminte pentru petreceri serioase, pentru că... Da, ești genul prevăzător, adică să spunem că te duci la mare, în Turcia, unde știi că va fi cald, dar ți-ai totuși o geacă mai cu mânecă lungă, mai grosuță, să știi că poate... niciodată nu lipsește o mantie de-asta de ploaie, o pelerină. Okay. O pelerină, da. Un plastic, da. L-am înfășurat, împachetat, s-a întâmplat să merg cu Natalia Guvernul în insula Gozo. Așa. În Malta este. Okay. Și ne-a prins o ploaie teribilă. N-am avut nimic la noi și de atunci m-am învățat minte pentru că ne-a făcut ciuciulete. Da. Eram două măscări, da. Îngrozitor a fost. Și am cumpărat o pelerină. Da. E așa un plastic, o foaie. Exact, o foaie. Și o și strânge. Da. Mai greu e să o mai strângi pentru că se umflă când pe partea asta, când pe asta, la altă, mă așez pe ea. Da. Da, vedeți, până la urmă e bine până la urmă să aveți și un patent în caz de ceva, dacă pelerină de ploaie, da, să fie nu, și un patent. Nu, patent numai pentru spargeri, pentru casele de bani. Dar cred că cu ăla, da, cu ceva nu. Ceva nu. No, ceva da. Nu, da. Dar trebuie să ai ceva de ploaie la tine. Da. Obligatoriu, da. Să știi că mai am și o pereche de șosete în plus, că dacă mă ud la piciorușe, să nu răcesc. Bun. Băi, trebuie să învățăm din această listă. Corect. De bagaj. Și eu am învățat, da, nu trebuie să-ți iei lucruri de care n-ai nevoie, gândindu-te că poate te îmbraci. Nu te vrea nimeni îmbrăcat acolo. Da, mai ales că toți ne dezbrăcăm la un moment dat. Da. Vreți să plecați și în Sri Lanka, am înțeles. Cove vă poate da niște plusuri și minusuri. Da, mi-a spus mai înainte și m-a descurajat, dar mă rog, să știi că eu îmi fac curaj. Asta zic. Dom'le, a fost percepția mea acum, nu zic că poate fi interesant. Am auzit că se cultivă ceai și vreau să-mi iau o pungusă de ceai, dacă crezi că trebuie să bat drumul până acolo. N-are sens, adică mă rog, cu cineva atunci... să ne trimite avem niște ceai. Avem și noi aici în bucătărie ceai. Da? Avem, vrei? Cum ați servit? Mereu îmi dați cafea. Cafeaua, știi, îți face inima să bată mai tare. Da. Dar corect. Să știi că de fiecare dată când vin la voi am emoții, pentru că trebuie să vorbesc și pentru fanii mei și ei totdeauna sunt foarte apropiați. Da. Știi ce se întâmplă? Mă susțin bine și am un fan club care se ocupă foarte bine de promovarea cântecelor mele și le mulțumesc din toată inima. Uite, de exemplu, am făcut un cântec nou pe care o să-l cânt acum la voi și m-au susținut tare mult. Am reușit cu acest cântec să ocup locuri fruntașe în topuri de la radiouri din lume, da. Felicitări! Mulțumesc. Abia așteptăm să ascultăm și noi melodia. Ne oprim acum pentru câteva momente de publicitate, dar ne întoarcem. Am revenit în direct alături de Gabriel Dorobanțu, care este pregătit să ne cânte. Da! O piesă nouă. Da, să zicem. Un videoclip senzațional. Da, sigur, gândit, făcut. Eu sunt participantul. Avem și autori. Marius Cristi Popa a făcut videoclipul. Așa, dar este un cântec pe care l-a scris domnul Daniel Luca, care e și poet. Dumnealui a făcut textul, a făcut cântecul. Eu l-am auzit pe YouTube și am cerut permisiunea. Domnul Daniel, îmi permite să cânt și eu cântecul ăsta, că am văzut că tot îl ascultă lumea acolo. Îl cânta dumnealui, zic, hai să încerc și eu. Cred foarte că a fost bine. Mulțumit foarte și mulțumesc bine. Din suflet că mi-a permis să fac și înțeleg că te pregătești de o carieră de regizor de film. Mi-ar fi plăcut să fac film, dar te alegeam, ești bun asta, pentru film. Unde vă vedem în următorul concert? Sâmbătă sunt la Turnul Severin. Cred că vor fi spectatori la Teatru de Vară, la ora 20 începe spectacolul, eu voi fi acolo. Perfect. Și o să cântăm frumos pentru spectatori care cred că vor aștepta cu siguranță, noi vă mulțumim. Mulțumim tare mult. Dragilor, asta a fost tot pentru astăzi, iar noi ne revedem și mâine de la 10:30. Acum îl ascultăm pe Gabriel Dorobanțu.
iubi, dar spune unde. Steaua noastră se ascunde. Ți-aș da florile iubirii și frunzele amintirii. Să-ți văd sufletul ca vara, terenul viselor și gara. Nu te-ntreb când roa cade, nici când timpul zilei scade. Ți-aș da frunzele tăcerii, să ascult suspinul mării, să atingi valurile toate ce m-au dus așa departe. Te doresc că-mi ești lumină, doi copii fără de vină, libertate și cu aceeași puritate, cu un vis spre libertate. Într-o vară trecătoare, lipsa glasului tău doare. Aș vrea să te aștept oriunde, însă cerul te ascunde. Ne iubim, dar timpul zboară. Să vii.